Salutări! Am o nouă colecție de petale și artificii. O mini colecție și am să vi le prezint produsele respective. Avem așa. Energizant. Drum bum. De la Classic. Cinci bucăți. Pe urmă. Cinci seturi de bombițe sau nu știu cum să le zic, dar vi le arăt imediat. Cred că le cunoașteți. Sunt chestiile alea de trântiți. Și pușcă, sunt 75 de bucăți în set. Categoria 1 de risc. Tot de la Classic. Cehia. Categoria 1. 5 seturi. 5 cutii. Așa. Mai departe. Trei cutii de petarde. Black petard, tot de la Classic. 20 de bucăți în cutie. Așa, sunt cu fitil. Eu am comandat Black Petal Strong, dar nu aveau pe stoc. În schimb, mi-au trimis 3 cutii de Black Petal. În schimbul celor Strong. Categoria 2 de risc. Și 3 cutii. Mai departe, ce mai avem aici? 3 seturi de mini petarde legate în serie. Arată așa. Sunt 70 de petarde. Mini petarde legate în serie. Și sunt 5 asemenea este în cutie, deci în set. Așadar, 350 de petarde. Se pot lega toate astea la oaltă. Știți voi. Așa. Deci, avem 3 asemenea cutii. Categoria 2 de risc. Bun. Ce mai avem aici? O cutie de petarde. Dum bum. Bineînțeles, tot de la Classic. Categoria 3 de risc. Și arată cam așa. Sunt mai tari decât FP3-urile cunoscute de voi.
sunt 5 bucate în fier. Se vede. Avem un set, așa. Mai departe. Cutie de petarde Danger. Pe 16. Categoria 3 de risc. Tot clasic. Cehia. Vedem curată. Deci, cam astea sunt. Destul de groase. Sunt 5 bucăți în set. Deci 5 bucăți. Așa. Mai departe. Set de Viper, Viper 1, categoria 3, nu avem date despre gramaj, să vedem înăuntru cum arată, sunt 6 bucăți în cutie. Astea sunt Viper 1. Așa. Mai departe. Set de Viper 3. Categoria 3. Nu avem nici la asta date despre gramaj. Sunt 4 bucăți în set, în cutie. Și asta este. Mai 3. Deci, diferența. Viper 1, Viper 3. Așa, mai departe. Un set de Viper 12. Categoria 3. Nici aici nu avem date despre gramaj. Sunt 2 bucăți în set, în cutie. Are ceva greutate. Deci, cam asta ar fi. Viper 12. Viper 3. E un pic de diferență. Viper 3. Viper 1. Așa. Thank you.
Le pun la loc și continuăm. Să vedem ce mai avem aici. Ce a mai rămas? A mai rămas așa. O baterie cu 9 focuri. Hayat. Categoria 2. No, mini baterie. Bineînțeles, tot de la Classic. Se pare că este de 20 de mm. Așa. Și încă o baterie, tot cu 9. Focuri. Major. Tot categoria 2. De risc. Și tot de 20 de mm este. Tot o mini baterie. Așadar, avem așa. Viper 1, Viper 3, Viper 12, Danger. Niște energizante, ceva jucării și pentru copii și petarde. Cam asta ar fi următoarea colecție pe anul ăsta. Și o să revin, bineînțeles, și cu alte. Sper să vă placă. Like, subscribe, mă găsiți pe Facebook. Pentru întrebări. Vă salut! Baftă! Pa, pa!